Jandarmii se pregătesc să-și sărbătorească Ziua Armei, care este marcată anual pe data de 3 aprilie. La nivelul județului Hunedoara, jandarmii pregătesc un program în mai multe etape, la care poate participa și publicul. Acțiunile de marcare a Zilei Jandarmeriei Române au început astăzi prin prezentarea pentru elevi a structurilor montane din județ, iar activitățile continuă și în zilele următoare. În data de 27 martie va avea loc Cupa Jandarmeriei la mini-fotbal, la care vor participa echipe formate din cadre ale instituției noastre. Pe data de 31 martie va avea loc o ceremonie militară. Tot pe data de 31 martie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Decebal Hunedoara va organiza Ziua Porților Deschise, unde invităm doritorii să ne viziteze la sediul situat pe strada Dr. Victor Șuiagă, numărul 10 din localitatea Deva. Acest eveniment, unde vom prezenta tehnica jandarmeriei hunedorene, este dedicat cu precădere elevilor și liceenilor. Manifestările din județul Hunedoara dedicate Zilei Jandarmeriei Române se vor încheia pe 3 aprilie cu un concurs de tir. Programul exact al acestor evenimente va fi anunțat în timp util de către reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.